Peste 10 zile va debuta și noul sezon fotbalistic al țării din Liga a 4-a, iar începând din acest an, municipiul Câmpul Lung va avea o echipă de fotbal prin intermediul clubului școlar sportiv Dinicu Golescu. Problema susținerii de către primăria unei echipe de fotbal este mai veche, însă a revenit în actualitate fiind susținută de consilierii locali Nicolae Dumitrescu și Cristinel Crețu. Propunerea este asta, să găsim soluții. Noi vom veni de la comisie cu această propunere, am discutat cu domnul Crețu despre asta, să ne vigorăm un pic și fotbalul mișcelean. Oamenii nu au unde să meargă nicăieri, adică veneau cu mare plăcere când existau echipe de fotbal la Câmpul Lung. Era singura plăcere pe care aveau. Hai să încercăm să le redăm. M-am interesat puțin mai în profunzime și vreau să vă spun că această echipă care se poate constitui la nivel de județ, nu trebuie neapărat să fie pe lângă niciun club. În speță Sport Club Mușel. Poate să fie și să funcționeze și mai bine, și vă aduc și argumentele imediat, pe lângă Clubul Sportiv Școlar Dinicu Golescu, care are secții de copii și juniori până la seniori. Fiindcă această echipă de seniori, care s-ar înființa, are obligativitatea de a avea și echipă de juniori. Deci nu poate funcționa fără echipă de juniori. Iar Clubul Sportiv Școlar Dinicu Golescu are acest lucru. N-ar mai fi nevoie de cheltuieli suplimentare. Asta o dată. În al doilea rând, m-am interesat și mai adânc în ceea ce înseamnă cheltuielile existente pentru astfel de echipă pe un an competițional. Din sursele pe care le-am consultat, acest lucru ar presupune niște cheltuieli între 50 și 100 de mii de lei pe an competițional. 500 de milioane, 1 miliard. Cei doi intenționează să propună un proiect de hotărâre care ar putea fi dezbătut într-o ședință extraordinară. În prima etapă, CSS Dinicu Golescu va întâlni în deplasare pe AS Valea Ursului, iar în celelalte partide se vor înfrunta AS Olimpia Suseni, AS Stâlpeni Rădești 2007, AS Rapid Pitești, CSDLR Pitești, AS Victoria Buzoiești, CS Atletic Bradu, CS Domnești, AS Dinamic Mioveni, AS Miroși, AS Unirea Costești, CS Sporting Pitești, AS Viitorul Ștefănești 2007, CS Rucăr, AS Bascov, CS Top Arena Topoloveni, CS Mioveni 2.